Comunitatea Îndreptat Digital m-a ajutat să dinamizez întreaga activitate didactică. Poate într-un moment în care, după o vechime considerabilă la clasă, simțeam că e nevoie de altceva. Una din reușitele mele în școală a fost faptul că după o jumătate de an în care am lucrat cu elevii activități îndreptat digital, elevii mei au fost ambasadori îndreptat digital în școala noastră. Au mediatizat activitățile deosebite, activitățile frumoase pe care ei le-au făcut, învățându-i pe cei mici să lucreze și ei cu tehnologia și cu instrumentele digitale moderne. Cea mai mare provocare poate a fost să experimentez eu singură noile aplicații, să mi le descarc și să învăț, efectiv. Întâi eu, ca pe urmă să pot să învăț pe copii. Când folosesc resurse digitale, eu mă simt mai tânără. Dezvoltarea competențelor digitale îi ajută pe elevii mei să-și însușească cu mai multă ușurință cunoștințele, să-și fixeze, să fie mult mai entuziaști, mai curioși, să colaboreze și totul într-o joacă cu sprijinul tehnologiei. Exact prin această curiozitate pe care elevii noștri nativ digital o au pentru tehnologie și faptul că sunt puși în diverse situații, faptul că sunt puși să creeze, sunt puși să caute sau simplu click pe care îl dau calculatorului sau instrumentelor digitale, îi face să lucreze mult mai cu drag, mult mai cu entuziasm. Și asta, bineînțeles, că duce la rezultate mult mai bune în întregul proces didactic. Se simt super! Se simt cool! Pentru că, așa cum v-am spus la început, dinamizează întregul proces didactic. Și noi ca și dascăli să încercăm să căutăm și să găsim cele mai bune resurse, cele mai bune mijloace prin care elevii se formează, prin care elevii își formează competențe specifice secolului 21. Iar competențele digitale sunt de neînlocuit. Nu știu, m-am gândit atât de mult la acest cuvânt încât nu pot să spun că am găsit unul singur. M-am oprit la efervescență creatoare.